Cursa charter Taron de dimineața spre Hurghada, Egipt, este plină. Agenția de tur ne-a sugerat să mergem în Egipt. Dar cum Egipt? Tocmai citisem undeva că în luna aprilie în Egipt apare fenomenul Hamsin, o intensificare puternică a vântului care durează 50 de zile și care stârnește furtuni în deșert. Așadar, deșert, căldură, sufocantă și cam departe. De la agenție ni s-a spus să nu ne facem griji, că nu vom fi singuri în Egipt, țara africană fiind vizitată anual de 14 milioane de turiști. Privită din avion, Valea Fluviului Nil pare o mică fâșie de verdeață pierdută în deșertul imens. În doar 7% din milionul de kilometri pătrați care reprezintă teritoriul Egiptului se concentrează întreaga populație a Egiptului, adică 100 de milioane de suflete. Decolarea urma să fie la ora 8:10 la dus și 20:20 la întors, transfer de la aeroport la hotel și invers, 7 nopți de cazare la Ultra All inclusiv la Marea Roșie. Așa că ne-am lăsat în grija agenției, pregătiți să luăm cu asalt resortul Albatros Citadel din Hurghada. Aeroportul din Hurghada nu ne-a primit în terminalul nou ultramodern, ci într-o autogară de provincie de pe la noi. Trebuie să știți că în aprilie până în octombrie, venind din România, în Egipt trebuie să dați ceasul cu o oră înapoi. Din aerogară ne-am luat cartele de telefonie mobilă UI, adică Telecom Egipt, de 10 GB cu 11 dolari. Cartele ne-au folosit pentru a vorbi între noi, pentru a vorbi în România și de a comunica în Hurghada cu organizatorul excursiilor. La ieșirea din aeroport ne-a preluat ghidul egiptean desemnat de agenția de tur și ne-a dus la un autocar destul de mișto, cu care am făcut transferul la hotel. În autocar a fost ultima dată când am purtat mască. Albatros Citadel a fost penultimul în șirul hotelurilor la care autocarul nostru a făcut opriri pentru a lăsa turiștii veniți împreună cu noi în avion. Din avion, dar mai ales din autocar, am remarcat zeci de resorturi de 4 și 5 stele, care mai de care mai luxoase. Se vede o diferență ca de la cer la pământ între infrastructura hotelieră egipteană și cea din România. Totuși, pe vreme de pandemie, cred că e o luptă crâncenă între resorturi pentru atragerea puținilor turiști care se încumetă să călătorească. De la ghidul nostru am aflat că Hurghada are 36 de kilometri de plajă și că a devenit stațiune după anul 1980. Resortul Albatros Citadel nu e chiar în Hurghada, ci la 20 de kilometri sud de aeroport, într-un district numit Salhashish, așezat în golful cu același nume. Salhashish, în arabă, înseamnă iarbă verde. Aici construcția resortului a debutat în anul 2000. La malul Mării Roșii, noțiunea de resort indică un orășel pe plajă, creat în jurul unor recife naturale sau artificiale. Resortul e o mică uzină care dispune de toate facilitățile necesare pentru cazarea, hrănirea, distracția și odihna turiștilor. Egiptenii sunt foarte corecți, harnici, amabili și prietenoși. Și în prima zi l-am cunoscut pe Lemo, un angajat al hotelului. الو اسمع عبد العليم انس عبد العليم كيير جيب شيء كيير
سدد الألباتروس، أعمل في سدد الألباتروس 11 سنة في سدد الألباتروس هنا في 26 سنة 26 years here 26 سنة في النيل قلت thank you see you I'm very special here سدد الألباتروس it's very good money. Recepția resortului are un hol din care poți vedea portul și marea. Există magazine, farmacie, bancomate și birou de schimb valutar. N-am stat decât 5 minute la check-in, atât cât cei de la recepție să ne pună brățări cu numele resortului. Ne-au fost repartizate camere la etajul 1, în clădirea 7 și am fost duși acolo cu un microbus. Resortul Albatros Citadel dispune de 8 clădiri de cazare, fiecare de dimensiunea unui hotel cu 2-4 niveluri, cu capacitate de 514 camere, toate cu vedere la mare. Resortul mai are multe lagune artificiale și o plajă lungă de 1600 de metri. Ceea ce șochează la resort este stilul arhitectonic. Construcțiile au la bază roși de calcar provenite din recifele de corali. Ansamblul arhitectonic sugerează o cetate din Evul Mediu arab. Remarcăm numeroase turnuri circulare decorative cu bolți și ziduri de piatră în formă de anfiteatru, pornind de la mare spre uscat. Pentru impact, la elementul principal de arhitectură se adaugă un mic port și o promenadă create într-o lagună artificială. Impresia este că te afli pe coasta mediteraneană a Franței, Italiei sau în insula Rodos în epoca venețiană. Camerele au tot ce le trebuie. Aer condiționat, dressing, Wi-Fi, televizor HD, frigider, safe, personal, cană fierbător de apă, baia are cabină de duș, chiuvetă, uscător de păr prins într-un suport de perete, cosmetice diverse de bună calitate. Abia atunci am făcut prima constatare, mai sus de noi nu era decât cerul. Cel mai mult ne-a plăcut terasa, de unde se deschidea o priveliște cool, mare, nelipsită și îndepărtare în partea stângă, se disting hotelurile din Hurghada. Chiar lângă terasă, în partea dreaptă, era un copac exotic cu flori roșii. Peisajul de aici este splendid, depășind tot ce am văzut în Grecia. Ziua în resort, temperatura din termometre a fost de 30-36 de grade și nu s-a simțit arșița. Umiditatea scăzută, umbra copacilor, spațiile verzi și vântul care a bătut constant cu 10 metri pe secundă a făcut ca temperatura resimțită să nu depășească 27 de grade. Zona de sud a plajei Albatros Citadele este situată în apropierea recepției, dispune de amenajări standard, umbrele, șezlonguri, bar, nisip fin. În laguna artificială din fața portului, deja ai impresia că e singur cu altfel de natură decât cea cu care ești obișnuit. Lasă în urmă tot ce ai citit pe internet și descoperă-o. Priveliștea oferită de pavilionul Salvamarului de pe digul de piatră este minunată. De fapt, laguna are două segmente pe care angajații le numesc piscină cu apă de mare și care au pe fund dale de piatră netedă. Adâncimea e mică, coborârea în apă se face pe scări și temperatura apei este mai ridicată decât cea a mării, fiind ideală pentru copii. Laguna comunică cu marea, de aceea aici pot fi văzute cărduri de pești.
Adică, cu o mască integrală, cei mici pot admira vietățile de sub apă. Tot în laguna din fața portului există și instructori pentru scufundări și un centru de închiriere a echipamentului de scafandru. Zona de nord a plajei resortului ne-a plăcut cel mai mult datorită recifurilor de corali care limpezesc și dau culoare intensă mării. Pentru a face puțină umbră, pe plajă au fost plantați palmieri înalți, așa cum pentru a diminua forța valurilor din loc în loc au fost construite diguri de piatră. Ca peste tot în acest resort, pe plajă sunt umbreluțe, șezlonguri, baldachine și nelipsita protecție de vânt formată din nuiele împletite. Din momentul în care ești cazat în resort, primești cardul de intrare în cameră împreună cu un alt card pentru prosoape de plajă. În acest resort totul este gratuit, de la acces la spectacole și sală de gimnastică, la șezlonguri, prosoape, jacuzzi, biliard, băuturi alcoolice și nealcoolice. Singurul loc unde se plătește salonul de înfrumusețare, masaj. Turiștii sunt din categorie educați, fără scandal și beții. Întotdeauna personalul resortului ți se adresează întâi în rus, apoi în engleză. Am întâlnit foarte puțin români la Albatros Citadel. Majoritatea preferă resorturile situate chiar în Hurghada sau foarte aproape de unde pot vizita zilnic atracțiile orașului. Turiștilor le plac peștii, uneori vizibili de la suprafață. Sunt viu colorați și se apropie de oameni chiar și la apă mică. Cea mai interesantă este o pisică de mare care a învățat să stea la câțiva metri de plajă să primească mâncare de la turiști. Centrul de atracție în această zonă a plajei este Laguna Regală, locul cel mai îndrăgit de turiști. Pe o porțiune centrală de 40-50 de metri, apa este până la glezne, pe fund fiind nisip fin. Pe margini, laguna este izolată aproape total cu un dig de piatră și seamănă cu una din Caraibe. La reflux, când marea se retrage, aproape că intri direct de pe plajă în reciful de coral. De la suprafață nu poți vedea nici 10% din minunile recifului. De sub apă totul pare schimbat, culorile sunt altele. Apar o mulțime de pești, coral de diferite culori, spre bucuria amatorilor de vegetație și fauna subacvatică. Thank you.
masa de dimineață și de seară se servea la restaurantele Culina și Citadel din clădirea recepției, masa de prânz doar la restaurantul Food Court. Cu rezervare de la recepție, seara puteai lua masa la Tangin sau Asiatic, două restaurante a la carte. Am discutat cu soția mea, experta, care a hotărât că n-are rost să pierdem timpul la aceste restaurante, pentru că bucătăria e aceeași ca și la restaurantul principal. Mâncarea a fost gustoasă, multă și variată. Nu se poate să nu găsești ceva care să-ți placă. Aveau grătare de vită, pui, câteva sortimente de pește, pizza cu de toate, iaurturi, brânzeturi, ouă fierte sau omletă, șuncă, salam, cașcaval, legume, salate, supe foarte bune. Resortul a excelat în deserturi, multe feluri de prăjituri, cornuri și creme, gemuri, miere, curmale, banane egiptene, mere. Băuturile răcoritoare, 7-Up, Mirinda, Pepsi, Fanta, siropuri egiptene. Băuturile alcoolice sunt egiptene. Cum altceva nu beau la restaurantul de lux, mă așteptam să găsesc Chateau de Rêve, vinul negru egiptan premium, foarte apreciat în Franța. N-a fost să fie, în schimb avea un alt Cabernet Sauvignon destul de bun. Pe promenada de pe din port, la Marina Cafe, după masa de prânz, se servesc câteva sortimente de înghețată, mai aveau și cafei. Din cele trei piscine ale resortului, piscina cu palmier este frecventată de copii, deoarece are adâncime de 1,20 m. Forma piscinei este sinuoasă, de jur împrejurul piscinei sunt șezlonguri și umbrele de soare. Tot aici sunt și cele câteva jacuzzi foarte curate și bine amenajate ale resortului. Deasupra restaurantului Food Court, unde serveam masa de prânz, se deschide o priveliște superbă. Aici se află una din cele trei piscine ale resortului, piscina Infinity, cu un colț special pentru darts, aruncare cu săgeți la țintă, sală de gimnastică, salonul de înfrumusețare. Este cea mai frumoasă piscină a resortului. De dimineață, la piscina Infinity, echipa de animație compusă din egipteanul Frank, Marcheta din Cehia și Cristina din Belarus creează atmosfera. Turiștii de toate vârstele fac aquagym, stretching și yoga, totul pe un fond muzical inspirat. Thank you.
La Hurghada, la orele 19, este deja noapte și începe distracția. Apa din port este luminată cu proiectoarele subacvatice. Alte proiectoare multicolore mătură clădirea recepției. Turiștii ies la plimbare pe promenada din fața portului sau ocupă din timpul la mese pentru că la orele 20 încep spectacolele și dansul. Echipa de animație este nelipsită. Promenadă, ne-a plăcut un loc retras numit Shisha Corner, cu specific egiptean. Lipsea doar Shisha, adică narghileaua interzisă în resort. S-a părut mai comod să mergem la magazinele resortului, limitându-ne la celebrele parfumuri și la colierele colorate din scoici. E bine să vă informați înainte de pe internet care este prețul produselor la Cairo, pentru că vânzătorul cere inițial de 4 ori mai mult. Niciunul nu va lăsa un cumpărător fără să ia ceva de la el, așa că negociind ajunge aproape de prețul corect. Unul dintre vânzători seamănă cu un vecin de-al nostru și l-am botezat Sorin. Assalamu alaikum. Ahmed Abdel Halim yuhayyikum min Sated El Batros. Mahal El Atara, Shay wal El Harakat. Ahlan bikum wa sharrafuna fi Sated El. Ultima zi în resort a fost tristă, fiind și prima cu nori. Pentru a petrece cât mai mult în acest decor minunat, turiștii trag de timp cât pot. Numai că cei de la recepție afișează zilnic lista pasagerilor pe fiecare destinație cu ora plecării autocarului de transfer la aeroport. Așa că am predat camerele la ora 12, am lăsat bagajele la recepție, am servit masa de prânz și am mai stat la plajă până la orele 16.
Am fost primii care s-au îmbarcat în autocar și am mers preț de o oră ca să îi culegem pe ceilalți turiști români de pe la hotelurile de pe traseu. Cum am avut ocazia să vedem o bucată din Hurghada? După formalitățile de check-in, de la aeroport, românii au luat cu asalt magazinele duty-free în căutarea de suveniruri. Zborul a decurs normal și odată ajuns în România, nu ne venea să credem că totul a fost real și nu doar un vis minunat.